dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Doamna Elena, bună ziua și bine v-am găsit. Noi suntem de la compania Folk Surprize și am venit să vă bucurăm această zi deosebită. Dar cu ce ocazie să-mi spuneți dumneavoastră mai întâi? Cum credeți, cu ce ocazie poate să fie? Știu și ocazii, multe ocazii am, dacă apare azi o zi tare mare pentru mine, ca azi ziua nomastă, zi fiica mea. Așa. Cred că mai mult de legat cu dânsa. Exact, dar și cu ocazia aceasta noi am venit să vă bucurăm. Și în primul rând vreau să mănânc acest bilet pentru dumneavoastră. Așa. Yes. Aici aveți o tortă cu inscripții foarte frumoase. Îți mulțumesc, mamă, că mi-ai dat viață. Așa. Cred că aș dori foarte mult să fie în aceste momente lucruri dumneavoastră, să răbătăriți împreună. Dar cred că mările stele de vă dispar, dar cred că nu pentru mult timp, da? Că aici mai aveți așa un coșuleț cu toate bunurile, așa. Și mai aveți... Trebuie să-l fac eu, cred. Așa mă mulțumește, da? Aur, nu copilă. Poate că aveți și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră care m-a rugat să vă recit. Mama mea este specială, căci mă iubește. Nu e preferată pentru toți, dar pentru mine este cea mai bună. E cea mai frumoasă femeie din lume. E ocupată mai tot timpul, însă pentru mine are mereu câteva clipe libere, chiar dacă ochii îi se închid. Merită să fii fericită. În această zi specială, aș vrea să-ți spun două cuvinte simple, dar spuse din suflet. Te iubesc și zâmbește, mamă dragă. Îți mulțumesc că m-ai născut și că ne ești alături. Ești unica, te respect și te prețuiesc. Mulțumesc mult! Neastră, vă mulțumesc mult că faci set așa o translație, cum s-ar spune, în locul nostru, în locul avionului cealan. Vă mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, fiindcă sunteți și în ziua asta cu noi. Dar care-i posibilitate chiar să-i transmiteți? M-am așteptat eu de partea lui copila mie, dar nu chiar cum am intrat atâta. Am vrut din contra să fac eu pentru ea mai mult ceva, dar... Da. Mă, te faci surpriză, toată vremea faci surpriză mare mie. Mulțumesc mult. Fii sănătoasă, măcar că suntem departe de desori mai mult, dar totdeauna suntem toată vremea alături, prin telefon, prin inimă, prin vorbă, prin gânduri. Acesta e sensul vieții mele. Vă mulțumesc mult și mulțumesc Domnului că o am. Și mai blând, e al mamei un cuvânt, cea mai luminoasă stea. Ești doar tu, măicuța mea, iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uita povața ta să mă iei.